O lume dispărută. Wow! Se caută mama. Dacă nu erau Mina și Ayarani, aș fi văzut numai partea înspăimântătoare a acestei lumi dispărute. Partea plină de pericol și pieire. Partea pe care a trăit-o tata de vreme ce n-a intrat niciodată în contact cu Ayarani. Dar lumea dispărută mai are o parte, cea a vieții și a frumuseții. Wow! Ce-i locul ăsta, Mina? E ceaca mea. Ceaca? Mm-hmm. Ce-i aia? Fiecare Ayaran are una. E locul în care ne regăsim. Ah. Un loc pe care ni l-a dat natura să-l protejăm. Noi nu avem acasă astfel de flori. Un pariu că profesorul ar vrea să le studieze. Billy, ce faci acolo? Am cules o floare. Vreau să-i o arăt profesorului. Ai luat-o pentru tine și acum va pieri. Mina! Mina, stai! Mina! Tu nu înțelegi obiceiurile noastre. Serios, dar haide! Este doar o floare. Voi nu folosiți flori la ceremonii? O floare sacrificată pentru zei se ridică spre soare. Dar o floare culeasă fără niciun motiv se ofilește în lumea noastră. Îmi pare rău, nu știam asta. De aceea avem ceaca, să ne învețe că nu e voie să distrugem natura. Am înțeles. Pentru a-ți aminti ce importantă e natura, vii la ceaca. Locul tău special. Foarte drăguț. Eu și tata am avut și noi o ceaca. Un loc de pescuit în care mergeam în weekend. Într-o zi vei ieși de pe platou și-ți vei găsi tatăl. Dar până atunci, mă bucur că ești cu mine în ceaca mea. Da, mă bucur că ai venit la noi azi dimineață. Nu mișca, Akari ne va ignora. Doamne, era cât pe ce. De unde ai știut că va pleca? Nu i-ai văzut prada? Da, bine că n-am fost noi. Akari mănâncă prada pe loc. Dacă o transportă, înseamnă că are un cuib pe aproape și se întoarce să apere oul. Un cuib de dinozaur? N-am mai văzut așa ceva, să-l urmărim. Nu, Billy, stai! E pe aici? După o săptămână de căutări, cuibul trebuie să fie pe aproape. Nu e bine, șefu, dacă se întoarce mama. Sunt mult mai iscusit decât acest dinozaur. Pe când se va întoarce, noi vom fi de mult plecați cu oul. Hai la tata. Vrei să mă ajuți? Nu avem prea mult timp. Știi ce este asta? Mic dejun! Îmi plac ouăle jumări. Nu-i de râs. E cheia stăpânirii acestui platou. Grăbește-te! Rapid, trebuie să trecem râul. Acolo ne va pierde urma. Rândul tău. Așa, Matahala, acum arată-i tot ce poți. Ce-a fost asta, Ramnek? Akari, e pe aproape. Cât de aproape? Copiii sunt în pădure. Mina știe să se ferească de Akari. Vor fi în siguranță.
cât timp sunt în ceaca ei. Și dacă nu sunt? Mina n-ar pleca, acum că știe că Acari e în preajmă. Billy, trebuie să ne întoarcem la ceaca, e periculos. Ce-ar fi putut trece peste un cuib de dinozaur? Nu ce? Cine? De ce au vrut semenii tăi să ia oul? N-au vrut! Pun pariu că Maplewhite și Culver, doar dacă nu mai este tata pe platou, dar n-a făcut-o el. Dacă ar fi fost așa de aproape de noi, ne-ar fi găsit până acum. Haide, trebuie să aflăm ce se întâmplă. Pala! Fiilor, n-avem timp să coborâm. Șeful, ce ne facem? Se pare că vor fi mâncați de dinozauri. Fii cu minte, hei, uite aici. Îți vrei puiuțul, nu-i așa? Ce vrea să facă? Atunci prinde-l! Ascultă aici, ești un pericol public. Scuze, amice. Nu prea îmi place ce aud. Cred că e urletul unei fiare care suferă. Mă duc! Vin și eu cu tine. Dacă se întorc, vă dăm semnal. Pala! I-am venit, namile de hac! Sunt Maplewhite, Terminatorul! Omul e maisteț ca o fiară, a fost floare la ureche. Uite, șeful, oul! Dacă-l recuperăm, l-am putea cloci chiar noi? Imaginează-ți doar, dacă aș avea un dinozaur, cum mi-ar cădea toți la picioare? Rapid! Nu pot să cred că i-au luat viața pentru un amărât de ou. Inti îi va pedepsi pentru fapta lor. Acolo! Apropie-te cât mai mult! La bază. S-o credeți voi, puștilor. Văd că încearcă să ne adopte puiuțul fără să ne ceară voie. Să facem ceva cu oul, altfel puiul nu va supraviețui. Acarii nu pot fi ținuți de oameni, sunt sălbatici. Dar mama lui sigur ne-a supraviețuit căzăturii. Știu ce facem. Îi cerem și părerea mamei. Billy, Mina, slavă cerului! Unde-i mama? Și tata? Au plecat să vă caute. Când au auzit fiara aceea urlând, s-au speriat. Ei, dar și noi ne-am speriat la început. Dacă știam că cea ca mine e pe partea asta a văii, veneam și eu cu ei. E un obicei a iara.
ca la vârsta Minei, să ne arătăm ceaca proprie unui prieten apropiat. Billy ar trebui să se simtă onorat de alegerea ei. Sigur că este, dar hoinăreala prin acest loc nu e ca o plimbare în parc. Ha, ce ușurare! S-au întors în tabără. Deci, puștii s-au întors în tabără, a? Păi mersi de informație, domniță. Auzi, Billy, se pare că ai mai strâns câte ceva pentru mine. Vrei să-i arăți expertului ce ai găsit? S-ar putea să fie ceva interesant pentru colecția mea. Doar niște pietre. Ți le arăt mai târziu. Excelent! Îmi va face mare plăcere. Nu vreau să pună Summerly mâna pe acest ou. Să vezi ce face cu gândacii pe care îi prinde. Dar ce vei face? Nu poți să ții oul sub hamacul tău. Hei, bună idee! Și îl voi cloci eu. Doamne, mă întreb dacă e băiat sau fată. Billy, am fost îngrijorată. Mamă, calmează-te. Îmi cer scuze, Billy, dar când am auzit dinozaurul urlând... Mamă, sunt dinozauri la tot pasul. Pot să-mi port și singur de grijă. Știu, cred că sunt exagerat de protectivă, dar de când a dispărut taică-tău... N-aș lăsa să-i se întâmple ceva lui Billy. Ia mai lăsați-mă în pace. Vorbiți de parcă aș fi un bebeluș. Ne vedem mai încolo. Billy, stai, am spus ceva greșit? E cam aiurea, șeful. Dacă o să ne prindă... Ne vor prinde doar dacă te mai văicărești mult. Deci, puștul n-are la el oul. Asta înseamnă? Când eram copil și voiam să ascund ceva, locul meu preferat era aici. Hai la tata, puiuț. Ăsta seamănă destul de bine cu celălalt cuib. Dar ăsta nu are un protector. Și dacă nu încălzim oul rapid, puiul nu va mai ieși. Cum adică să-l încălzim? Cu corpul nostru. Abia aștept să văd o prințesă stând pe un ou. O prințesă nu stă pe niciun ou. Dar ce face o prințesă? Îi protejează pe băieți când nu sunt lângă fusta mamei. Da, sigur. Haide să aducem oul. Și stai liniștită, am să-l protejez foarte bine. Văd că nu suntem singuri. Ce crezi că i-a apucat? Nu știu, mai degrabă par agitați. Molly, unchiule, e ceva acolo. Ar trebui să fie copiii. Pericolul nu vine de acolo, ci de aici. Nu! Matahala, nu te mișca! Ascundeți-vă! Repede! Hei! Aici! Așa e! Nu-l vrei pe Matahala! Lasă-l baltă! Vrei carne regală! Pune-te cu unul de mărimea ta, capsec! Cred că ar fi greu de mestecat! Hai! Asta e! Derutați-l mai departe! Șefu,
mama oului. Dar n-are cum, a căzut. Dar nu are a fi pe fundul râului deloc. Uite, chiar acolo Maple, White și Culver. Ei au provocat asta. Cred că e timpul să o ștergem de aici. Culver! Maple, White! Locul ăsta îmi va pune capăt zilelor. Da, cam știu ce vrei să spui, mamă. Oh, nu! De-aia, care nu ne-a făcut nimic, îi căuta pe Maple, White și Culver pentru că oul e la ei. Da, dar Akari a căzut de pe stâncă. Poate a supraviețuit. Giggles, rămâi aici și stai de pază. Dinozaurul care te-a atacat e un Akari. E foarte fioros și rapid. E un adversar puternic, un vânător iscusit. Ce trofeu grozav ar fi. Akari atacă doar când își apără pui sau e furios. Și nu poți să faci decât un singur lucru. Să-l răpui! Nu înțeleg. E tot aici. Dar ce a atacat tabăra? Nu, e spiritul lui. Nu se odihnește. Hei, astea-s numai baliverne. Nu, are legătură cu oul. Să-l aducem aici. Atenție, ne vânează! Dă-i ouă, șefu, te rog! Dă-i ouă! Nici vorbă! Pot păcăli un dinozaur stupid în orice clipă! Dar ce faci, șefu? E tot mai aproape! Uite-l că vine! Se pare că geanta-i va da de lucru o vreme. Încă-i vânează pe Maple, White și Culver. Poate le vine de hac. Ăștia sunt ca o piazărea. Dar Billy și Mina îi urmăresc. Atunci să ne grăbim. Șefu? Iese puiul. Haide, primele momente sunt foarte importante. Puiul trebuie să ne țină minte. Ha? Va crede că suntem părinții lui. Ia uite. Ce drăguț e. Împielițatule. L-am prins! Chiar că vrea puiul! Rapid! Înapoi la râu! Înapoi la mamă! Știu ce se întâmplă! Nu putem merge mai repede ca un spirit! E tatăl! Vrea doar să-și protejeze puiul! Își vrea tatăl! Firar! Ei bine, cel puțin dinozaurul le va veni de hac acelor puști.
Noi am face bine să o tulim cât mai repede de aici. Nu știu ce ai face tu, dar dacă eram eu tatălui, aș fi încercat să mă răzbun acum. Și se pare că suntem pe listă. Dă-i drumul! Nu! Trebuie să încercăm altceva. Să-l facem să înțeleagă că nu-i vrem răul. Billy, ce vrei să faci? Trebuie să-i arătăm că vrem să-i dăm puiul înapoi. Că înțelegem ce s-a întâmplat. Billy, Mina, plecați de acolo! Știut, Billy. M-am gândit la mama și la tata și la cum ar face orice să mă găsească. Și când a ieșit puiul, știam că trebuie să-l duc la tatălui. Cum sper că mi se va întâmpla și mie cândva. Într-un fel, dinozaurii ăștia sunt norocoși. Cel puțin știu ce s-a întâmplat cu un membru al familiei lor. Billy! Billy! Hei, mamă! După toate astea, cred că mama nu mă mai scapă din ochi nicio clipă. Stai liniștit, Billy. Te voi apăra eu. Sunt convins. Au dublat în limba română actorii: Petre Ghimbășan, Geo Dinescu, Anca Sigmirian, Mirela Corbeanu, Florin Stan, Ion Ruscuț, Rin Tripa. Traducerea și adaptarea: Sanda Ilieș. Regia: Geo Dinescu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.